Cunoscutul taragotist Dumitru Fărcaș a murit azi noapte într-un spital din Cluj în urma unui infart. Dumitru Fărcaș a împlinit în luna mai acestui an 80 de ani. Colegii și prietenii acestuia au vorbit despre dispariția marelui artist. E greu să vorbești despre faptul că a plecat dintre noi Mitru Fărcaș, părea veșnic, a înnobilat un instrument cu care a slujit neamul românesc de când se știe. Sunetul taragotului va rămâne veșnic în conștiința acestui neam. Mitru a fost un bun creștin, un bun ardelean, un bun român, un om de nădejde. Este o imensă pierdere pentru folclorul românesc, a spus interpretul clujan Aurel Tămaș. Mitru nu a fost un interpret de folclor, a fost și rămâne un simbol a ceea ce înseamnă Transilvania, românism și România. A fost unul dintre cei mai mari ambasadori culturali ai noștri, iar pentru mine personal a fost în ultimii 10 ani cel mai apropiat colaborator. Am participat împreună la principalele evenimente, printre care și ceremonia în care a primit titlul de doctor honoris causa al Academiei de Muzică din Cluj-Napoca și unde eu i-am făcut laudatio, dar și la aniversarea din 12 mai 2018, în care am plinit 80 de ani. Am pierdut o parte din mine, a spus și interpretul și profesorul Ioan Bocșa, un bun prieten al marelui taragotist. Aurel Tămaș a mai declarat că împreună cu un grup de folcloriști din care făcea parte și Dumitru Fărcaș, pregătea un program dedicat centenarului, care să includă spectacole atât în țară cât și în străinătate.